Mihai Gâdea s-a dezlămbuit la România TV, vedeta Antenei 3, acuzații uluitoare după ce a pierdut procesul cu sublinierea Fadna, e stupefiant. Vedeta Antenei 3, Mihai Gâdea, s-a dezlămbuit pur sublinierei simplu la România TV. După ce postul de subliniere tir din trustul intact a pierdut procesul cu subliniere Fadna, Laura Codruca Covesi, Gâdea nu a mai ținut cont de rivalitatea cu România TV. Sublinierea i-a intrat, prin telefon, sublinierea la rivalul de moarte. Gâdea s-a arătat ocat după ce a aflat decizia curii de apel Ploieti, prin care a pierdut procesul cu Fadna, Laura Codroa Covesi. Gâdea susține că tot acest proces este o încercare de intimidare, o acțiune de for prin care se încearcă suprimarea libertii de exprimare. Procurorii n-au intervenit în acest dosar ca subliniere Fadna se că subliniere tige bani. Ce s-a întâmplat azi e de o gravitate enormă. În orice democrație, jurnal subliniere pun întrebări subliniere investighează. Ne-au dat în judecat subliniere ne-au cerut bani. E o dictatură. Cine se îi peletească morman lui Covesi subliniere de unde? E stupefiant. Portocal, zdreanc sublinierei colegii săi de abuzuri sunt acum investigați. Presa independent poate găsi un numitor comun. Trebuie să consubliniere pientizme opinia publică. Unele persoane se implic dictatorial. Azi ne-a luat pe noi, dar îi vor lua, la rând, pe toți, a spus Gâdea în direct la România TV.